Această emisiune este realizată în parteneriat cu Moldincom Bank. Moldincom Bank. Succes prin generații. În anul 2014, Moldincom Bank și-a demonstrat siguranța și stabilitatea, reconfirmându-și statutul de lider pe piața financiar-bancară la mai multe capitole. Indiscutabil, anul 2015 este anul schimbărilor calitative și eficiente pentru bancă, orientate clar spre cucerirea poziției de lider absolut în sistemul bancar național. Odată cu venirea în funcție de președinte al Comitetului de Conducere Moldincom Bank, a domnului Leonid Dalmaci, doctor în economie, docent, membru al Academiei de Informatizare pe lângă ONU, cel mai popular economist și specialist bancar din țară, primul guvernator al Băncii Naționale din Moldova, în istoria Moldincom Bank începe o nouă etapă de dezvoltare. Leonid Dalmaci, un caracter puternic conturat, disciplinat și exigent, cu o logică imbatabilă, o minte strălucită și un potențial uriaș. Va rămâne în istorie ca omul, bancherul și moldoveanul care a revoluționat piața financiar-bancară a Uniunii Sovietice și a plămădit Banca Națională a Moldovei independente. Am absolvit Institutul Economic Financiar din orașul Leningrad, specialitatea economist în domeniul finanțelor și creditului. Apoi s-a început lucrul în domeniul bancar, și anume în Banca de Construcții din orașul Leningrad, unde am trecut toate treptele, începând de la un economist, și în anul 1988 dețineam funcția de vice-șef a direcției regionale din Leningrad a Băncii de Industrie și Construcții ORSS. Perioada restructurărilor la nivel unional l-a prins pe Leonid Dalmaci în vârful carierei. Fiind un profesionist și un perfecționist născut, în 1988, acesta creează și conduce prima bancă comercială din Leningrad, iar la 3 ani distanță, înființează Asociația Băncilor din Leningrad și devine vicepreședintele Asociației Băncilor Comerciale din Rusia. În anul 1988 am creat această bancă comercială, care se numește Banca Comercială pe Acțiuni Energomajbank. Există și astăzi? Da, ea și astăzi este funcțională și 3 ani am condus această bancă. În paralel am creat și Asociația Băncilor din acest oraș. Apoi am fost invitat în Republica Moldova, unde am creat, începând cu 4 iunie 1991, Banca Națională a Moldovei. Ce ați găsit, de fapt, când ați venit aici, ca și specialiști, ca și structură, ca și rezerve valutare, dacă putem vorbi despre ele? N-am găsit nimic. Practic, această bancă nu avea nici capital, nici fonduri de rezervă, nu era nici moneda națională imprimată sau bătută, nu existau cadre calificate în domeniul macroeconomic și sistemul bancar era abia la început. Banca Națională, când a fost creată, deși ea este banca centrală a statului, din partea statului n-a primit niciun leu în capitalul său și nici un dolar american în rezerve valutare. Practic, Banca Națională, prin eforturile sale proprii, a creat și acest capital, atât și rezervele valutare internaționale, care în scurt timp erau menținute la nivelul care acoperă 3 luni de import, ceea ce se consideră un semnal pozitiv atât pentru investitorii locali, cât și pentru cei străini.
Leonid Dalmaci, originar din satul Retenia Iunul Râșcani, a fost inclus în cartea celor 500 de oameni de succes ai planetei, editată de prestigiosul Institut Autobiografic Internațional din Cambridge, Marea Britanie. Viața a continuat și după ce ați coborât din fotoliu de guvernator. Ați fost în sectorul privat, ați fost la cârma Asociației Băncilor Comerciale din Republica Moldova și 2015 a început în forță la una din băncile de top din țară. De ce Moldincombank? În primul rând, am avut această propunere care am acceptat-o, dar și chiar mă mândresc că este și o continuitate. Eu am spus că așa mi-a fost norocul sau destinul, că mi-am început activitatea după ce am absolvit Institutul Economic Financiar în Banca de Construcție. Și astăzi acolo și o continuă. Deci, asta iarăși a fost o întâmplare. Banca de Construcție, apoi Banca de Industrie și Construcție. Așa, și Moldincombank, care este succesoarea. Da, și Moldincombank, eu practic m-am întors acasă. Ea este într-adevăr o bancă de succes după eficiență și după cum a constatat revista americană Global Finance, banca noastră ocupă în Republica Moldova și unica este, care este cea mai eficientă bancă, care este recomandată pentru, în primul rând pentru investitorii americani și toți alți investitori care sunt interesați să facă investiții în Republica Moldova. Am ales Moldincombank fiindcă este o bancă solidă, cu experiență de mai bine de 55 de ani, este o bancă de încredere. Am ales Moldincombank pentru că este o bancă de perspectivă care a demonstrat în ultimii ani o creștere de invidiat, urcând pe locul 2 pentru băncile din Moldova și locul 86 în țările din sud-estul Europei. Am ales Moldincombank pentru că mai bine de 3 ani Moldincombank este cea mai profitabilă și performantă bancă din Moldova. Lucru confirmat de experți naționali, așa ca EVM Consulting, revista Bănci și Profit, cât și internaționali. Am ales această bancă pentru că reușește permanent să lanseze produse noi de calitate și unice pe piață. Exemplu, eliberare și alimentare cu valută a cardului la bancomate, servicii de internet și mobile banking, care au reușit să cucerească peste 330.000 de clienți din țară și de peste hotare. Desigur, sunt și alte valori pentru care eu cu toată inima aș putea recomanda Moldincombank în calitate de partenerul familiei sau afacerii dumneavoastră. Moldincombank este unica instituție bancară care câțiva ani periodic lansează proiecte de interes național în scopul de a informa, școlariza și educa financiar potențialii clienți. Există un gol pe acest segment informațional. Deci populația, din păcate, nu cunoaște multe lucruri despre ceea ce oferă astăzi o bancă modernă. Considerați dumneavoastră că este importantă această școlarizare a populației? Educația financiară este foarte importantă pentru atât persoanele juridice cât și fizice, deoarece spre deosebire de alte țări din Occident, în primul rând, la noi, în instituții de învățământ, nu există așa disciplină ca educație financiară. În ceea ce privește cum să economisești banii, ce să faci cu ei, să economisești timpul, cum să dezvolți o afacere, sau cum se mai numește el, un business plan, SAI, adică un plan de venituri și cheltuieli pentru a obține și un profit care va permite să dezvolți și în continuare afacerea. Cu alte cuvinte,
cum un ban să aducă mai mulți bani. În acest context, această emisiune este prima dintr-un ciclu de 15 emisiuni dedicate aceste teme. Pe parcursul a două luni, noi vă vom prezenta atât informația necesară, cât și exemple practice, cum este mai rațional, mai rezonabil să procedați când veți folosi produsele noastre bancare. Începând cu ziua de astăzi, experții băncii, seară de seară, de marți până vineri inclusiv, vor scoate în lumină servicii moderne și produse bancare, unele în premieră pe țară.